de ce a lipsit Klaus Iohannis de la edina solemnă a Parlamentului /surse. Președintele Klaus Iohannis a reprezentat marea absent de la edina solemnă a Parlamentului pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Aramam. Surse politice convergente ne-au precizat că la mijloc este o problemă mai complicată. Deci președintelui i s-a transmis invitaie în urmă cu câteva zile, cei din conducerea Parlamentului nu au explicat foarte bine care este obiectivul final al adoptriunei declarații privitoare la unirea cu Republica Moldova. Sursele noastre susțin că președintele Iohannis nu a dorit să gireze o potențială încălcare de către România a unor tratate semnate la nivel internațional. Din acest motiv, președintele nu a mai venit la Parlament, i-a preferat să transmit un mesaj scris, care a fost publicat pe paginile oficiale ale Senatului și Camerei Deputaților. Update. Surse din conducerea Senatului ne-au precizat că președintelui Klaus Iohannis i-a fost transmis invitaia încă de acum două săptămâni, iar în cursul zilei de ieri a venit mesajul din partea administrației prezidențiale.